COVID-19 este una dintre cele mai mari și urgente amenințări cu care omenirea se confruntă în prezent. Sunt milioane de oameni infectați și sute de mii de decese cauzate de acest virus până în momentul de față. Pare că în fiecare zi învățăm noi lucruri înfricoșătoare despre această boală, cum ar fi că este extrem de contagioasă sau că poate cauza atacuri grave în rândul anumitor victime. Dar pentru mulți există și o luminiță la capătul tunelului, vaccinul contra COVID-19, care ne va oferi tuturor imunitate la acest virus oribil. Din păcate, trebuie să fim conștienți că obținerea unui vaccin eficient împotriva COVID-19 nu este obligatorie. La fel ca în cazul multora dintre celelalte probleme grave cu care omenirea se confruntă, speranța unei rezolvări rapide și simple poate fi doar o fantezie deșartă sau chiar periculoasă. Probabil că ați văzut deja unele dintre nenumăratele articole despre diferitele vaccinuri care sunt în dezvoltare peste tot în lume. Și cum toți cei care fac aceste teste pretind că sunt în pragul unor descoperiri majore. Cu toate acestea, unii dintre experții în domeniu, cum ar fi Michael Osterholm, cred că astfel de știri nu fac decât să creeze așteptări false în rândul oamenilor. Ideea că un vaccin va fi creat cu siguranță și că acesta va fi disponibil în următoarele câteva luni i-a făcut pe mulți să subestimeze virusul atât în ceea ce privește efectele lui imediate, cât și în ceea ce privește potențialul de infectare a unor comunități mari din populația lumii. Chiar dacă vom avea un vaccin care să ofere o oarecare protecție până în luna septembrie, să spunem, suntem încă foarte departe de a avea un vaccin care să fie disponibil pentru întreaga populație. Asta pentru că dezvoltarea și distribuirea globală se vor dovedi a fi un coșmar datorită diferențelor economice dintre țările lumii. Dar până și acesta este un scenariu optimist în comparație cu acela în care un vaccin nu va fi descoperit niciodată. Astăzi o să explorăm acest scenariu sumbru în care nu vom vedea niciodată un vaccin împotriva lui COVID-19. Vom vedea de ce s-ar putea ca asta să se întâmple și cum va arăta un viitor în care acest virus nu va fi complet distrus. În primul rând, cu atât de multe vești aparent bune care apar zilnic, chiar este posibil ca totul să se dovedească a fi în zadar. Până la urmă am mai descoperit în trecut vaccinuri pentru boli teribile, cum ar fi poliomielita și variola. Deci, de ce nu și pentru COVID-19? Ei bine, această situație este mult mai complicată decât înțelege publicul. Gradul în care un virus este probabil să fie combătut printr-un vaccin are destul de puțin legătură cu simptomele cauzate de virusul respectiv. Așa cum un cercetător experimentat pe nume Adolfo Garcia Sastre a declarat, contează mai mult caracteristicile specifice prin care virusul infectează victimele. Deci, în timp ce o boală atât de periculoasă ca variola poate fi eradicată, pentru o boală atât de simplă ca o răceală este încă imposibil să se facă un vaccin. Din nefericire pentru noi, dovezile de până acum arată faptul că virusul cu care ne confruntăm acum este mai aproape de răceală decât de variolă. Asta este îngrijorător pentru că rata de mortalitate și severitatea în cazul COVID-19 este mai apropiată de variolă. Cercetătorii au descoperit că în cazul COVID-19 caracteristicile virale sunt foarte similare cu cele ale altui coronavirus mai vechi, SARS, care a apărut la începutul anilor 2000. Spre deosebire de COVID-19, SARS a fost combătut rapid, ceea ce a dus la dispariția lui după doar 700 de victime în comparație cu COVID-19, care a ajuns deja la sute de mii de victime. La momentul respectiv, cercetătorii au dezvoltat două tipuri de vaccin pentru SARS care au fost testate pe animale de laborator, rezultatele fiind îngrijorătoare. În timp ce vaccinul activa anticorpii din sistemul imunitar al victimelor, acești anticorpi nu erau suficienți pentru a opri virusul să provoace daune. Dar hai să vedem cum funcționează un vaccin. Prin vaccin se introduc molecule numite antigeni ale unui patogen, fie el virus sau bacterie, în corp. Asta are scopul de a antrena sistemul imunitar să recunoască și să lupte cu patogenii respectivi. Corpul face asta deja pe cale naturală, dar asta în general durează destul de mult. În acest timp, o boală poate ajunge la un nivel extrem de periculos. Un vaccin îi permite corpului să dezvolte anticorpi înainte să fie infectat, asta dacă patogenul respectiv nu se schimbă constant, așa cum se întâmplă cu răceala sau gripa. Asta înseamnă că trebuie ca sistemul imunitar să producă în mod constant noi anticorpi pentru fiecare tulpină a patogenului respectiv. Rachel Ruper, care a avut un rol în testele pentru SARS, crede că în cazul COVID-19 există dovezi care arată faptul că virusul ar putea fi rezistent la vaccin și nu doar din cauza SARS cercetătorii cred acest lucru. FDA nu a aprobat niciodată vreun vaccin împotriva vreunui tip de coronavirus, SARS, MERS sau chiar răceala obișnuită. Din anumite puncte de vedere, ar fi o surpriză foarte mare să aflăm că s-a descoperit un vaccin contra COVID-19. Există și o expresie în rândul cercetătorilor, șoareci min și maimuțele nu spun adevărul. Asta înseamnă că rezultatele obținute atunci când se fac teste pe animale nu sunt mereu valabile și pentru oameni. Deci, un rezultat promițător obținut în testele care se fac pe șoareci nu înseamnă că rezultatele bune se aplică și în cazul nostru. Rachel ruper, împreună cu mai mulți oameni de știință, avertizează că dacă te grăbești să faci un vaccin, poate fi mai periculos decât să nu ai unul deloc. Experții atrag atenția la poveștile de groază, cum ar fi cea a vaccinului Dengvaxia, creat în 2016 pentru a combate febra denghe, despre care se știe că este rezistentă la vaccin. Cu toate acestea, au fost vaccinați peste 800.000 de, de copii din școlile din Filipine, iar rezultatele au fost dezastroase. Autoritățile de acolo cercetează moartea 600 de copii care se pare că au murit din cauza unor efecte secundare ale vaccinului. Asta se întâmplă atunci când, din cauza lipsei testelor, un vaccin face opusul a ceea ce ar trebui să facă, adică agravează infecția și, în loc să ajute sistemul imunitar, face ca infecția să afecteze corpul și mai tare. Asta se întâmplă pentru că uneori anticorpii creați în urma vaccinului ajută virusul să se răspândească în corp în loc să prevină asta. Chiar dacă astfel de cazuri sunt rare și cu siguranță nu trebuie folosite ca argument de cei care militează împotriva vaccinării, există totuși riscuri și oamenii nu ar trebui să se bucure când aud despre un vaccin dacă acesta nu a fost testat conform procedurilor. Chiar dacă un astfel de vaccin ar putea provoca un dezastru, un vaccin care funcționează pe durată scurtă ar putea să ajute, pentru că măcar ar încetini răspândirea virusului. Chiar dacă acum e clar că unele țări au ascuns sau au publicat rapoarte false legate de numărul de oameni infectați, datele despre anticorpi provenite din China au provocat îngrijorări și mai mari în ceea ce privește vaccinul. Pacienții care și-au revenit după ce au fost infectați cu coronavirus aveau la puțin timp după un număr foarte mic de anticorpi. Asta înseamnă că oamenii care au fost deja infectați sau vaccinați riscă să fie infectați din nou. Cu toate acestea, oamenii de știință au nevoie de mai multe date pentru a ajunge la o concluzie finală. Christopher Whitty a făcut publice niște lucrări îngrijorătoare în urma cercetării făcute de echipa lui. Acesta a spus că există dovezi conform cărora ar putea fi imposibil să stimulăm imunitatea pe termen lung împotriva acestui virus, ceea ce pare să întărească ceea ce au descoperit și cercetătorii chinezi. Dar a oferit și o mică rază de speranță spunând că asta nu înseamnă neapărat că nu există șanse să se descopere un vaccin eficient măcar într-o oarecare măsură. Rezultatul cercetării ridică totuși întrebarea, va fi creat vreodată un vaccin împotriva COVID-19? vă puteți gândi că din cauza ratei de infectare și a mortalității cauzate de virus, oamenii vor fi motivați să găsească un vaccin cât mai repede. Iar toate țările lumii își vor uni eforturile. Dar există episoade în istoria omenirii care ar trebui să îi trezească la realitate pe cei optimiști. HIV a fost descoperit și botezat în mod oficial în 1984 și de atunci a ucis peste 32 de milioane de oameni. Cu toate acestea, nu avem încă un vaccin, în ciuda efectelor devastatoare ale virusului și a miliardelor de dolari cheltuite pentru cercetare de-a lungul anilor. Oamenii de știință au avut dificultăți asemănătoare atunci când au încercat să creeze vaccinuri pentru adenoviride și rinovirusuri care cauzează simptome asemănătoare cu coronavirusul, așa cum este și COVID-19. Bineînțeles că acești viruși nu sunt la fel de periculoși cum este COVID-19 din punct de vedere al virulenței și al vitezei cu care apar mutații, iar acești doi factori sunt foarte importanți când vorbim despre eficiența unui vaccin. Omenirea a avut speranțe mari în ceea ce privește dezvoltarea diverselor vaccinuri în trecut, dar rezultatele au devenit dezamăgitoare. Pe de altă parte, suntem încă la începutul pandemiei și pe măsură ce mai multe informații despre COVID-19 sunt culese și analizate, o să înțelegem mai bine cu ce avem de-a face. De aceea nu putem conta pe un vaccin contra COVID-19 care să apară și să ne salveze ca un supererou. Dar întrebarea este ce înseamnă de fapt asta pentru noi toți, dacă nu încercăm să câștigăm timp până la descoperirea unui vaccin care este de fapt scopul luptei împotriva virusului. Trebuie să ne uităm din nou la trecut pentru a obține un răspuns. Grupuri de experți ne sfătuiesc să nu ne așteptăm ca rezolvarea să vină de la un vaccin și să încercăm să facem anumite schimbări în societate care să ne ajute să ne adaptăm la prezența COVID-19. David Nabarro spune că trebuie să găsim metode prin care să ocolim amenințarea constantă venită de la virus prin alegeri personale, dar și prin lege emise de guverne, aceasta fiind singura metodă prin care putem lupta cu adevărat împotriva virusului. Acesta este considerat planul B, în timp ce dezvoltarea unui vaccin este planul A în lupta pe care omenirea o duce pentru a opri această criză. Să ne gândim la SIDA, care face ravagii de la începutul anilor 80. Datorită dezvoltării unor medicamente extrem de eficiente, HIV nu mai înseamnă acum moarte sigură, iar mulți dintre cei infectați reușesc să trăiască o viață normală. Crearea medicamentelor pre-exposure profilaxis a făcut multe progrese în ultima vreme reușind să prevină multe infecții în lipsa unui vaccin. În timp ce unii cercetători fac tot posibilul să găsească cât mai repede un vaccin împotriva COVID-19, alții încearcă să producă medicamente antivirale care să ajute la tratarea pacienților care suferă de această boală. Dacă s-ar descoperi un medicament ieftin care să și funcționeze, probabil că necesitatea creării unui vaccin s-ar reduce foarte mult pentru că severitatea s-ar reduce și ea destul de mult. Probabil că ați auzit la știri de câteva opțiuni care au fost numite tratamente miracol, de la hidroxiclorochină care este promovată de președintele american Donald Trump, până la remdesivir care este un medicament folosit împotriva Ebola și chiar tratamente experimentale cu plasmă. Toate astea sunt doar speculații momentan, iar dacă cineva încearcă să te convingă, probabil că vrea să te facă să cumperi medicamentul respectiv. Până acum nu există medicamente antivirale care să se fi dovedit eficiente împotriva COVID-19. Pe de altă parte, dacă oricare dintre aceste medicamente antivirale se dovedesc a fi eficiente, o să aflăm asta în doar câteva săptămâni. Pentru că testele cu medicamente experimentale presupun un proces mult mai rapid decât testarea unui vaccin. Dar dacă salvarea noastră nu vine nici de la medicamente antivirale, cum va arăta o lume în care nu există nici vaccin, nici medicamente antivirale împotriva COVID-19? Probabil că la un moment dat lumea se va întoarce la un fel de normalitate, în timp ce o izolare prelungită ar fi cea mai eficientă metodă de a face virusul să dispară, așa cum s-a întâmplat cu SARS, asta ar duce probabil și si la un colaps economic global. De aceea, experții recomandă o implementare treptată a măsurilor de prevenție care să dureze câteva luni și care să fie susținută și de testări ale populației, prin care focarele de infecție să fie detectate și oprite. Acest nou stil de viață presupune să ne obișnuim cu ideea că izolarea poate fi implementată oricând dacă este necesar. Asta înseamnă că perioade de carantină vor tot apărea timp de ani de zile pentru a reduce efectele acestui virus. Această nouă normalitate va presupune și un grad de distanțare socială și o schimbare a normelor sociale, cum ar fi strânsul mâinilor. Trebuie menționat totuși că mulți experți cred că posibilitatea dezvoltării unui vaccin există, iar discuția despre rezistența COVID-19 la vaccin rămâne una aprinsă până când vom avea mai multe date. Cu toate acestea, chiar dacă va fi descoperit atât un vaccin cât și medicamente antivirale care să reducă efectele infectării, trebuie să fim cu toții pregătiți pentru varianta cea mai rea, aceea în care un vaccin nu va fi niciodată descoperit. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!